Ieri, în sala polivalentă din Cluj-Napoca, a fost ziua rededicării credincioșilor. Astăzi este prima zi oficială de evanghelizare. Indiferent că ești pe drum, că vei putea participa sau nu la eveniment, te rog frumos, ia-ți un timp de rugăciune. Așa cum știți, în sufletele ascultătorilor se va da o mare bătălie spirituală. Cu ajutorul tău, cu rugăciunile tale, cu participarea ta, ea se poate transforma într-o mare biruință. Domnul Iisus Hristos poate salva suflete și le poate umple inima de speranță și pentru viață și pentru veșnicie. Fă-ți partea și Hristos va dovedi încă o dată că rămâne credincios.